1 Timotei 6, versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cred că este potrivit ori de câte ori ne adunăm în casa Domnului să binecuvântăm pe Domnul și toată frățietatea. Pentru Domnul citesc cele scrise în Psalmul 113, la versetul 3. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie în numele Domnului lăudat. Amin. Și pentru dumneavoastră cele scrise în Psalmul 129, versetul 8. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Din cuvântul citit, aș vrea să împărtășim împreună sub un titlu. Și când uneori mai pun câte un titlu, îmi place să pun un titlu pe cât se poate extras din text. Să fie simplu, dar pe subiect. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. De fapt, ce cred eu că a vrut Pavel să-i spună lui Timotei și ce înseamnă să ne luptăm lupta cea bună a credinței? Să avem perspectiva eternității. Credința vizează lucrurile care nu se văd. Nu viața de aici. Pavel merge până acolo și spune în Corinteni 15, dacă ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, suntem nefericiți. La rândul lui spunea în 2 Timotei 4 cu versetul 7, m-am luptat lupta cea bună. Sunt la capăt de drum, mă așteaptă una. E foarte important să trăim sub imperativul împărăției lui Dumnezeu. Cum spune aici în 4 cu 1, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care se judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Acolo trebuie să țintim. Spune și în 1 Timotei 1 cu 18, să te luți lupta cea bună și să păstrezi credință. Adică această aspirație, această încredere neclintită, această nădejde, cum este numită în evrei. Apostolul Pavel se explica pe sine care era sensul trăirii lui în Filipeni. Tot ceea ce era în urmă a uitat, spune în 3 cu 13, nu că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. E obiectivul vieții mele. Uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă. Care ți este obiectivul în viață? Ce urmărești? Ce-ți dorești? Ce vise ai? Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Doamne, deschide-ne orizontul minții, să putem percepe ce ne-ai pregătit, ce ne așteaptă și unde vrem să ajungem. Lupta cea bună, încheie ideea, e lupta credinței. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Amin. Pentru a duce cu succes această luptă, spune Apostolul Pavel la 2 Timotei 2 cu versetul 5, și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Știți, în lumea asta are și războiul, legile lui, orice luptă are regulile ei și eu cred că lupta cea bună a credinței se dă după Scripturi. Aici sunt regulile, principiile, legile, enunțați-le cum vreți, e același lucru. Îi spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei 3 cu 15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Și cum spune Petru în 1 Petru 1 cu 9, că noi vom dobândi ca sfârșit a credinței, e lupta credinței, mântuirea sufletului.
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Care-i scopul ei? Să învețe. Și dacă nu i-am însușit din prima lecțiune ceea ce ni s-a predat, să mustre, să îndrepte, sunt corecturile necesare. Nimeni nu învață dintr-o dată perfect. Să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu sau omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, care îl ascultă, să fie desăvârșit și cu totul destoinic, perfecțiunea, pentru orice lucrare bună. Dacă vreți să avem succes, să câștigăm bătăliile vieții, am un prieten aici în Austria care l-am reținut între altele, când îl mai întreb ce faci, are dumnealui expresie, lupte grele. Nu suntem toți în aceeași intensitate a luptelor. Unii dau bătălii pe un front, alții pe altul. Dar ce să vă fac? Ne-am născut în epoca războiului. Și războiul va ținea până la sfârșit, cum scrie în Daniel, dar Dumnezeu promite fiecărui înger, fiecărui biserici, biruință. Dar biruința se asigură să ne luptăm după rânduieli. Pavel face revedere și la sport. Dacă se încalcă regulile, s-a pierdut întrecerea. În război este și mai imperativ. De aceea, să luăm scripturile care ne învață. Scripturile încep până a învăța pe copii cum să se raporteze la părinți. E prima poruncă, e prima relație cu părinții. Îi învață pe tineri, nu? Pe părinți, pe toți. Nu doar în viața de familie, în biserică, să rânduieli, cum să activăm, cum să slujim, în relația cu societatea, în raporturile, dacă le pot numi așa, cu demonii, în bătălii care le avem, în Efeseni 6, noi nu avem de luptat cu oamenii. Chiar dacă uneori în lumea asta sunt oameni și se împotrivesc, sunt demoni în spatele tuturora. Dar avem și noi ajutoare. Noi suntem, să zic așa, infanterie, are Dumnezeu și aviație, vin îngeri din văzduh. Și căpetenia noastră de la dreapta măririi, mă spune Apocalipsa 17, este un cuvânt foarte frumos în versetul 14, ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îi vor birui. Să vă dea Domnul Har, cum spune, dacă toți sunt pe aici în 15, în Apocalipsa, să putem cânta cântarea biruitorilor. Mărit să fie Domnul. Dar rețineți totul după Scripturi. Când au vrut evreii să facă o lucrare frumoasă, aducă chivotul. Știți că dacă nu s-a respectat rânduiala, Dumnezeu n-a fost încântat? Și spune Cartea Sfântă, în Psalmul 78 despre Efraim și urmașii, e vorba de regatul de nord, au fost cei mai mulți. Dar zice aici în Psalmul 78, versetul 9, fiii Efraim înarmați și trăgând cu arcul, război, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu, n-au respectat rânduielile. Problema este că toți creștinii afișează Biblia, dar toți o înțeleg corect, toți o respect. Domnul s-a apărat în fața diavolului cu Scriptura, este scris, și diavolul a venit și tot cu Scriptura, nu? Dar Domnul a spus, iată care este interpretarea corectă la psalmul acela. Nu să ne hazardăm noi. Dumnezeu ne promite dacă știm să stăm la locul nostru. Și aici găsesc în 2 Timotei în mod deosebit, unde spune în 2 Timotei 3 de la versetul 14, că noi trebuie să respectăm Scriptura interpretată corect și în mod deosebit învățată de la oameni care au aplicat-o în viața lor corect. Cum spune și în Evrei, uitați-vă la mai mari voștri, la sfârșitul felul lor de viețuire. 2 Timotei 3 cu 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, trebuie să avem siguranță în ceea ce spune Scriptura, căci știi de la cine le-ai învățat. Chiar dacă cineva are darul oratoriei și spune în 1 Timotei 6, de la 3 la 5, că unii, ascultați ce spune aici, este paradoxal, au boala cercetărilor, dar mintea lor nu-i sănătoasă. Nu putem să
adoptăm ideile lor. Cel mai bine este să înveți de la oamenii de aproape. Uneori e trist că nu prețuim oamenii noștri. Nu e un principiu bun ca prorocul să nu fie prețuit în patria lui. Spune aici că a primit cuvântul din familie și cunoștea ce mamă are, ce bunică. A primit cuvântul de la Pavel, spune în 3 cu 10, din 2 Timotei 3, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, la care, spunea Pavel, atașez comportamentul meu, purtarea, hotărârea, credința, răbdarea, dragoste. Și tu știi de la cine ai primit credință? De la cineva care trăiește cuvântul acestor oameni să aibă greutate în viața noastră. Să dea Domnul har, să avem modele, să fie Scriptura, cum spunea cineva, tipărită în piele de om. Aia e cea mai curată. Când este aplicată în viața noastră trăită în familie, când sunt oameni care pot să spună, cum spune la Filipeni, la capitolul 4, versetul 9, ce ați învățat și ați primit, ce ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți, o să aveți succes, Dumnezeu va fi cu voi. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Vă îndemn, dragii mei, în mod simplu, practic, citiți Scriptura zilnic. Dumnezeu ne vorbește prin ea. Stați aproape de mentori sănătoși. În familie, învățați-vă copiii. Ca să creștem toți și ce frumos ar fi, cum spune Pavel, ori eu, ori ei, noi așa provăduim și voi, așa a scris, Doamne, dă-ne același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Ca să avem biruință în luptă. În al doilea rând, ca să putem duce lupta bună a credinței, vă dau un sfat. Luptați-vă împreună cu alții și luptați-vă și pentru alții. Nimeni să nu fie un luptător izolat. Îmi vine în minte cazul lui Samson. A fost foarte brav, dar niciodată n-a reușit să mai ia încă un om lângă el. A făcut ceva isprăvi, dar când le cumulăm, n-au fost tare multe și n-a fost mult succes. Alți judecători, de exemplu, au sunat din trâmbiță și au chemat pe alții. Spune în judecător la capitolul 1 când a întrebat cine se suie împotriva cananiților. Și Domnul spune Iuda, era cel mai numeros trib, aveau pe Caleb între ei. Știți ce a zis? Iuda, să vină și Simeon împreună cu mine. Dar Simeon era cea mai redusă seminție ca număr. Dar uneori și pe cei tari se ajută și cei mai slabi. Și pune acolo, Domnul a dat biruință. Și în continuare scrie în capitolul 1 că unul dintre triburi, Beniamin, Iosif, Asher, n-au chemat pe alții să-i ajute și nici n-au avut succes. Eu în viață am crescut mai singur așa. Surorile mele au fost cu 10 ani mai mari, singur pocăit în comună. Până la 10 ani au locuit undeva într-un cătun mai izolat. Și m-am simțit adesea mai bine între cărți decât între oameni. Dar Dumnezeu n-a vrut să mă asculte de mai multe ori în viață până n-am apelat la alții. Și am zis, Doamne, n-aș vrea să-i deranjez. Și Dumnezeu a spus, nu, trebuie să înveți să ajuți pe alții și să te ajute alții. Și la Pavel întâlnesc foarte frecvent expresii de genul, cum vă citesc din Filipeni, capitolul 2, spuneți pe Epafrodit 2 cu 25, tovarășul meu de lucru și de luptă, să aveți tovarăș în luptă. Spune în 4 cu 3, și pe tine aveți adevărat tovarăș de jug. Să vin ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clemen și ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții, sau 1 Timotei 4 cu 10, ce noi muncim în adevăr și ne luptăm, noi, împreună. Căci ne-am pus nădejde, avem perspectiva aceea eternă, în Dumnezeu cel viu care e mântuitor tuturor oamenilor, și mai ales a celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri, zice versetul următor. E foarte important să ne luptăm, repet, împreună cu alții. Și ca să fiu un bun luptător, îi spune Pavel aici referitor la lucrarea lui, la ceea ce avea de îndeplinit, îmi spune în 4 cu versetul 5, de exemplu, fă lucru. E, vedeți, e lucru și e luptă. E sabia și mistria. Fă lucru un evanghelist
și împlinește-ți bine slujba, adică pe frontul tău, luptă-te, cum a spus Ioab către Abishai, 2 Samuel 10. Uite, eu îmi bat cu sirienii, tu cu fiul lui Amon, dacă tu ești mai slab, vin în ajutor, invers, de asemenea, noi facem tot ce putem și Domnul să ne vină în ajutor. Pregătește-te tu, luptă împreună cu alții, dar tu luptă, spune practic avea de făcut 1 Timotei 4 cu versetul 15. Haide la 14. Nu fi nepăsător, fii activ de darul care este în tine, de armele, de lovire, de apărare care ți-au fost puse prin harul lui Dumnezeu. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintei asupra ta însă, asupra învățăturii care dai altora, cum spuneam, după rânduiel, după Scripturi, stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa în lucrul tău, dacă vei face așa în lupta ta, te vei mântui pe tine însuți și pe cei te ascult. Rețineți cum am enunțat. Luptă-te împreună cu alții și luptă-te și pentru alții. Asta înseamnă să pui umărul pentru atâția unde este nevoie. Așa a înaintat Evanghelia. Că unii au vrut să se lupte pentru alții, să pună suflet, să câștige, să se implice, să se dăruiască. Am avut o experiență frumoasă, doamna, când eram în Apuseni. Am stabilit să mă duc undeva la o casă, era organizată o seară de evanghelizare, să o spun așa, într-un cătun. Era de mers vreo oră bună, pe jos. Și s-a întâmplat că în seara aceea, sau în zilele acelea, s-au îmbolnăvit copiii de varicelă. Am vorbit cu soția, pot să mă duc? Am spus, du-te liniștit. Dar ea, ca să fie copiii mai liniștiți, le-a dat Romergan, dar a greșit doza și le-a dat în plus. Și n-au mai dormit, a fost o noapte albă. Și se ruga și spunea, Doamne, el sigur nu doarme acolo, rămâne în discuții cu frații, eu aici. Fă-ți noaptea asta să rămână o noapte de amintire, să se pocăiască cineva de care să rămânem legați toată viața. Și s-a întors la Domnul o familie, acum sau între timp, a ajuns fratele slujitor, au 12 copii și am rămas legați până în ziua de azi. Și după ce mi-am amintesc când ne-am mutat la Arad, au venit să ne ajute să împachetăm. Acum, ieri când a fost aici, a spus că a trecut pe la noi să ne aducă câte ceva așa din gospodărie. Că așa a fost dorința în noaptea aia, când am vrut eu acolo, ea acasă, să ne luptăm pentru lucrarea Domnului. E important și bărbații și femeile să pună tot suflet și copiii. Nu doar să ne mântuim pe noi, și alții sunt în luptă. Frații noștri trec prin aceleași încercări ca și noi. Să ne luptăm să se mântuiască și alții. Asta e o adevărată plăcere, pasiune pentru cine înțelege lupta cea bună. Nu poți să te mântuiești doar pe tine și să fii indiferent față de alții. Vă apreciem pentru ceea ce faceți în țară. V-ați dobândit un nume, păstrați-l până la sfârșit și luptați-vă pentru cei din Austria, pentru cei din România. Știu că aveți implicări și în alte părți ale globului. Toate într-o zi vor fi răsplătite de Dumnezeu. Să nu trăim fără folos. Se spune că plugul oricum se consumă, ori sub rugină, ori în brazdă. Mai bine să trăim pentru Domnul. Pentru noi și pentru alții, de fapt cu toții, pentru gloria lui Dumnezeu. Fă lucru un evanghelist. Fă lucru un învățător, a unui implicat în slujire, ajutorare, cum se spunea. Dăruiește-te lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă dea binecuvântare și har. Rețineți ce am spus până aici. Lupta cea bună a credinței înseamnă să ai perspectiva eternă. Spune Apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 1, eu știu în cine am crezut. Știu pentru ce mă lupt, nu mă lupt ca unul care se luptă cu pumnul în vânt, 1 Corinteni, capitolul 9. Dar ca să ai biruințe, trebuie să te lupți după rânduiel și mulțumim Domnului pentru manualul acesta binecuvântat care ne-a dat Scriptura. Cum spunea Moise, zice, nu fac din capul meu, i s-a spus. Și nouă ni s-a lăsat scris cum să procedăm. Și cel mai frumos este, vă spuneam, când avem oameni care
sunt modele adevărate pe care putem să-i luăm ca și exemple binecuvântate. Apoi, v-am spus că este important să ne luptăm împreună cu alții și pentru alții. Și Dumnezeu să vă dea părtășii sfinte, dorințe și dragoste pentru toți. Să se poate spune ce v-am citit în 1 Timotei 4:10, noi ne luptăm și muncim și Domnul să dea biruința. Amin. În al treilea rând, dacă tot ne luptăm, aș vrea să accentuez două aspecte aici, atât mai spun. Zice Pavel, 1 Corinteni 9, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Și în privința aceasta îi scrie lui Timotei, 2 Timotei 2:3, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Suferința este ceva specific luptei bune. Pavel a fost anunțat de aceasta încă de la început, când a fost chemat prin Anania. Fapte 9:15. Este un vas pe care l-am ales. Versul 16. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și se destenea el lui Timotei și m-a amintit în 3:10 a 2 Timotei. Tu știi suferințele mele. 11. Prigonirile. Știi ce prigonire am dat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Îmi povestește el în apărarea lui, în 2 Corinteni 11, prin câte a trecut? M-am avea și acel țepuș în carne și spune lui Timotei, avea și Timotei probleme de sănătate, știți, cu stomacul. Spune, suferă ca un bun ostaș. Oamenii comozi, sensibili, care se deranjează, că nu-s gata să treacă, să rabde, să accepte chiar probleme care sunt, sărăcie, boală, inconveniente din partea oamenilor, lupte spirituale, n-au mare succes. Spune și în 2 Timotei 2 cu versetul 10, dacă 11, 12, scuzați, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El, dacă ne lepădăm și El se va lepăda de noi. Versetul 9, sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Cuvântul nu e legat. Nici măcar închisoarea nu i-a putut opri. Temnița din Filipi nu i-a putut opri să nu cânte mai departe și să nu se lupte. Dumnezeu să vă dea curaj, să vă dea bărbăție, să nu vă temeți. Dumnezeu este cu noi. Am admirat întotdeauna pe evrei din Vechiul Testament, oștenii vitejii lui David, cu ce bărbăție se luptau. Citim din Eleazar, fiul lui Dodo, de exemplu, fugeau evrei, s-au oprit acolo în câmp, într-un ogor, și a apărat și a întors frontul. Sunt suferințe. Trebuie să accepți. Altfel, nu vei avea mare succes. Oamenii comozi, repet, oamenii care nu știu să se dăruiască, nu sunt buni luptători. Știți că și Domnul nostru a fost un om al durerii și obișnuit cu suferință. Noi ne-am dorit, este ceva uman, să ne fie ușor în viață, așa-i? Dar spunea Domnul, în principiu, cine vrea să-și scape viața, o va pierde. Adevărat, adevărat vă spun, Ioan 12, la 24, dar grăuntele care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, duce multe roade. Eu înțeleg de aici că în luptă trebuie să fii cu lepădare de sine. Citeam despre un ostaș, pare mi se, la armata lui Macedon, era bolnav. O boală pe moarte, era în prima linie, spunea, oricum mor, dar vreau să fiu. Și l-a dat pe mâna unui medic bun și l-a scăpat, nu mai exista teama morții și s-a tras la coadă. Băi, dar nu mai ești în linia întâi, dar mai este de a trăi. Care este viziunea noastră asupra luptei? Să ne menajăm? Eu nu spun să ne expunem într-un mod necontrolat, neînțelept. Dar să fim gata să ne dăruim. Spune Biblia despre Iacov că s-a luptat cu îngerul. Și vă pun o întrebare la care e simplu de răspuns. Știți cum fratele lui și-a pierdut dreptul de născut? A zis că e obosit și că e pe moarte. Chiar era atât de obosit? Spune Biblia acolo. Geneza 25.
Că după ce a mâncat, a plecat iar la vânătoare. Bă, dacă era tare, o să culca, nu? Dar frate său Iacov, spune în Geneza, mai apoi, când toată ziua s-a frământat să așeze tabăra strategic, să pregătească darul pentru Esau, și s-a luptat apoi toată noaptea după o zi de trudă, și zice îngerul Domnului, lasă-mă să plec. Zice, nu te las. Cine a fost mai obosit? Siguranță că Iacob era mai obosit atunci spre ziua, dar nu s-a lăsat. Și a fost biruitor. Adesea luptele se dau în rugăciune și dacă nu ne lăsăm, vom avea biruință. Așadar, curaj, Doamne ajută. Și încă un aspect legat de a duce o luptă, așa una în care s-a ars corăbile, să știi pentru ce trăiești. Spunea soția când a plecat la Domnul către copii. Îmi pare rău că n-a lucrat mai mult pentru Domnul. Dar eu și copiii am zis, dar unde să lucreze mai mult? Ce-au copii în 50 de ani, a lucrat cât alta într-o 100. Dăruire într-o parte, în altă. Țin minte că odată mi-a zis, dragă, ai fost bărbat bun, dar mai fugărit. Am fost așa, mai îngrosit, prins în multe. Și tot a zis la capăt de drum, pare rău că n-a lucrat mai mult, măi. Oare nu vom regreta, cum spune judecător 5 în Cătarea Deborei, că unii au înfruntat moartea și alții s-au odihnit, s-au stat, s-au de behăitul turmelor. O să-ți pară rău că nu te-ai luptat. Dumnezeu să vă dea curaj sfânt. Și încă ceva important. În lupta asta, în toată viața, în toată activitatea noastră, să știți că tot ce facem este solemn, e măreț. Ascultați, cum ar trebui să trăim și să slujim și să ne luptăm? 1 Timotei 5,21. Te rog fierbinte. Ce înseamnă asta, fierbinte? Poate a fost... Îi scria el din închisoare. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși. Este ceva mai solemn? A spus, fii atent ce spun. Îți spun de față cu Dumnezeu, Tatăl, cu Domnul Iisus, cu toți îngerii. Să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Nu-i loc pentru vreun compromis. E solemn. Noi slujba nu facem doar înaintea oamenilor. Noi suntem o priveliște pentru îngeri, lume, oameni, pentru toți. Și aceeași idee spune și din 6 cu versetul 14, să păzești porunca până la arătarea Domnului, acela care locuiește într-o lumină care nimeni nu se poate apropia. Sau 2 Timotei 4:1, te rog fierbinte, din nou același imperativ, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care se judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Ascultați, când cântați, tineri, dragi, și noi toți când slujim, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, tot ce faci, cum spune Coloseni 3, tot ce faci, să faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Cineva într-o haltă CFR mătura și lua orice fir de iarbă și o zice, parcă e gara mare din capitală. O zice, nu, e aceeași rețea de căi ferate. Eu îmi cinstesc firma. Apoi dacă există firmă care merită cinstită, e biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. E casa lui Dumnezeu unde ni se cere să fim credincioși, să lucrăm cu toată curăția cugetului nostru. E foarte importantă curăția cugetului. L-a pus Dumnezeu noi ca să ne sesizeze. Vă încăpabile amintește lui Timotei și de profeții. Cugetul sesizează din interior, profețiile din afară. Ca noi să fim întru totul în ordine cu Dumnezeu. Să n-ai mustrări de conștiință, cum îl avertiza Abigail pe David. Să știi că ai lucrat cu inima curată. Să știi că te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu, că ai trăit ca înaintea lui. Și dacă trăiești ca înaintea lui, când te prezinti înaintea lui, nu mai ai nicio altă problemă. Tu, de fapt, erai ca înaintea lui Dumnezeu în timpul activității tale. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această dăruire deplină, ca să accepți și suferința și să lupți, să trăiești viața, să slujești cu solemnitate, cu demnitate. Și închei
Știți vorba lui Petru? Zice, Doamne, a lăsat tot. Cu ce ne alegem? Se spune că un fiu al lui William Carey, fondatorul misiunii din India, pe nume Felix, a abandonat lucrarea de misiune și s-a angajat în guvernul Birmaniei. Și scrie William în jurnalele sale, și fiul meu Felix s-a micșorat, a rămas de mărimea unui diplomat politic. Sau spunea, cred că englezul Patton, din partea regalității, a vrut să-i dea o funcție undeva în puterea de extins imperiu și l-a zis, nu accept. Dar smărim salarul. O zis, nu salarul e problema. Slujba e prea mică. Salarul e mare. Eu sunt angajat la un alt regat. Regatul împărăției lui Dumnezeu. Și dacă oamenii știu să-și cinstească eroii aici, uneori post-mortem, ce va face Dumnezeu? Spune Pavel 2 Timotei 4,8, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a dat Domnul ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie. Și tuturor, celor ce vor fi iubit venirea Lui, dacă să ajungi în starea să iubești venirea, înseamnă să faci ceva pentru venirea asta. Chiar poți să o grăbesc, spune în 2 Petru capitolul 3. Ce cununi și ce va fi acolo? Vă las în imaginea asta. A ce ne așteaptă? Când sfinții vor primi împărăția, cum spune în Daniel 7, vor fi așezați la masă. Când Tatăl îi va cinsti, când se vor împărți cununile, cred eu că vom spune, Doamne, nu merităm. Când ți se va spune, vină rob bun și credincios, când își va aduna Domnul luptătorii cu îngerii, cum spune în Matei 24, din toate meridianele pământului și din toate epocile istoriei. Vrei să fii acolo? Vrei să te bucuri pentru vecii vecilor? Luptă-te lupta cea bună a credinței. Perspectiva este cununa, întâlnirea, venirea Domnului. Spune Evrei 12:2, pentru bucuria care a pusă, înainte a suferit crucea, toate a trecut. Dumnezeu să vă ajute să ne întâlnim bucuroși la porțile splendorii și cum încheie Iuda acelui care vă poate păzi de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați plin de bucurie înaintea slavei sale, a lui să fie cinstea și mărirea în vecii vecilor. Amin.